călători, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne aflăm în piața Marea Adunării Naționale, aici unde se sărbătorește timp de două zile Ziua Națională a Vinului, și anume în weekendul de 7 și 8 octombrie. Ca să veniți aici și să savurați licorile lui Bacchus de la cele peste 90 de vinerii din Republica Moldova, trebuie să aveți un carnet al degustatorului, imediat o să vă arăt, și la procurarea lui, care are un preț de 250 de lei, obțineți și un asemenea pahar inscripționat Wine of Moldova și puteți face turul celor 95 de crame, iar cu ajutorul acestui carnet veți putea degusta 12 licori al lui Bacchus de la cei 94 de producători de vinuri locali. Nu stau mult pe vorbă, merg să fac și eu un tur al acestor vinerii care, iată, timp de două zile își expun truda, în primul rând, își expun licorile, savoarea lor, aroma lor și gustul deosebit. Urmăriți episodul până la capăt. Uitați-vă ce de multă lume! Sunt momente când două zile întârziere schimbă tot. La centru nu trebuie să fie. Foarte bun. Astăzi este o zi mult așteptată de atât noi, vinificatorii, cât și consumatorii. O zi foarte importantă pentru întreaga țara noastră. Pentru noi vinul în țara noastră, ca cum ar fi în țările Emirate Arabe, pentru noi vinul. Vinul este cel ce ne reprezintă noi, da? Noi, compania noastră, Cultura Fanerii, astăzi noi suntem prezenți cu vinuri albi. Chardonnay, Pinot Grigio sec, Merlot Rosé sec, avem Merlot roșu, Pastoral ceva mai dulce. Așteptăm toți doritorii și amatorii de vin să vină astăzi în piața Marea Adunării Naționale și să sărbătorească această sărbătoare frumoasă, mult așteptată de toți. Așa se vede. Unde sunt neam, dacă bine nu-i neam? Toți, eu zic că trebuie și eu neam. Acesta este sângele Moldovei. Înțeleg. Cea mai sudică zona Moldovei, Slovăția Mare, mică zona lacului de Leu. Cu ce vinuri ați venit? Cerem vinuri soiuri Opini, Cabernet Sauvignon, Merlot, un rosé de Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon. Ce mesaj veniți pentru consumatorii care, iată, o să viziteze standul dumneavoastră? Pentru consumatori, în special, avem mesajul să nu doar la noi, la stand, dar pentru toți să guste, să compere, să susțină ramura de comunicații, pentru că susțină și cei care se lucrează în zi, cei care produc vin, dar și cei care nu vând. Carnetul bețiv. Da, da. Carnetul bețiv, luați la vizită un paharul de bețiv. E bun? E rău, e foarte bun. Prin ce e deosebit? Am băut o sticlă de rom aseară, nasul mă. Mai spratez. E mai slab decât rom. Bun. Siguranță. Atunci mai avem ce poate la lui. Astăzi, chiar de obicei, încearcă să scoate evidență un pic soiurile autohtone, care ne mândrim, și iarăși monosoiurile, punem accent în primul rând pe soiurile de vin, dar pe soiurile nobile, cumva așa. Avem și cupaje de resanțuri și pustancat, care văd că atrage atenție la toată lumea, îndeosebit la doamne, și clasicul Viorica, Riesling, Cabernet Sauvignon și Merlot. Cupajul ăsta pustan cap, prin ce este deosebit?
prin, este un cupaj unic, în primul rând avem 4 soiuri care nu au mai fost combinate. Este Sauvignon Blanc, Riesling, Viorica, Fetească Regală. Este un vin și un pic de aromare și este un pic și are și un pic de corp și un gust, cumva așa mai de include de toate. Un mesaj pentru consumatori? Consumați responsabil. Avem un soi noutate pentru Republica Moldova, un soi hibernal, este o cruciare genetică între Riesling de Rhin cu un hibrid francez Seida și avem clasicul Cabernet Sauvignon Blanc. Am înțeles. Și cu ce mesaj veniți în fața consumatorilor? Consum responsabil, consum al vinului de calitate și al producătorilor autohtoni. Vinuri albe, Sauvignon Blanc, cupaj cu Traminer, Traminer, Riesling, Sauvignon Blanc, din roșie avem Pinot Noir și Cabernet Franc. Suntem o mică vinărie din Bacu, satul Bacu, raionul Călăraș. De cât timp sunteți pe piață? Din 2020 ne-am lansat. Așa, în pandemie cumva? Fix în pandemie, da. M-am întors din Irlanda și împreună cu prietenul meu am lansat vinăria în satul lui Natal. De ce ați decis în pandemie, când toată lumea cumva era într-o incertitudine totală, să puneți pe roate și o vinărie? E o mai veche pasiune a lui Mihai, în primul rând și o tradiție foarte puternică a familiei lui. De asta am făcut pasul de la vânzarea vinului din brac. Practic am făcut tot procesul tehnologic ca să ajungem în sticlă la consumatorii finali. Foarte de soft. Băieți, bravo! Îți doresc mult succes, rezultate, un nou business și mult piață la urmă. Suntem din zona Ștefan Vodă, deci acolo avem struguri. Avem în proprietate 5 hectare, avem vinuri seci, în mare parte monosoiuri, albe și roșii. Din asamblaje avem unul roșu și e de fapt favoritul nostru și a publicului, un cabernet cu Saperavi și Merlot. Plus avem un vinificator foarte special care nu are margini în aspect de experimente și chiar aveți mare posibilitate să savurați Cidro Wine, ceea ce de fapt avem doar noi acum pe piață și sperăm să prin această decizie sau acest produs să dăm un imbold și celorlalți vinificatori să iasă din limitele normalului și să surprindă publicul larg. Bine, iată, acesta este carnetul degustatorului despre care vă spuneam. Aici găsiți informații utile despre fiecare vinărie care este prezentă în Piața Mare a Dunării Naționale, iar la finalul carnetului, uitați-vă, aveți de asemenea loc pentru notițe să... De ce nu, să notați informațiile și obținute de la producători. De asemenea, aveți niște upsell build-uri, 12 la număr, și odată ce mergeți la vinăriile care vă dau din ochi cu licorile lui Bacchus și ați degustat la o vinărie sau alta, upsell build-urile sunt scoase din acest carnet al degustatorului. Aveți timp berechet astăzi, până seara târziu, dar și mâine, o zi plină, o duminică frumoasă, să degustați vinurile locale. Hey, ребята!
asta Ciumaia. Da, eu dedicat spus și Ciumaia, Ciumaia, мы много лет работали с братом Смелье, он еще технолог винодел, я пришел в журналистику. Вот мы решили, так как это такой прям винный край, и ну куда уж, конечно. Восстановить да, семейное и, дело, я добавлю. Да, 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 мы выросли, можно сказать, на виноградниках, поэтому и мы, кстати говоря, восстановили старые виноградники, вот в этот вино из, со старых лоз. Наша идея делать максимально тонкие, наверное, вина, да, вот элегантные. Мы стараемся ничего не добавлять в плане того, что мы даже больше работать вот с полевыми дрожжами дикими. И стараемся, если можно, не фильтровать, не отклеивать. Но в первую очередь все-таки важна чистота. Вот чистота, элегантность, если удается удержать. Конечно, в каких-то моментах иногда нужно, например, пино нуар, для того, чтобы вот был такой прямо легенький-легенький, вот приходится. То есть мы стараемся делать вот такие максимально чистые, аккуратные вина. Идея. И такие вина по принципу минимального вмешательства. Tindem să producem vinuri nobile de o calitate înaltă și să fie pe gustul tuturor. De unde această vinărie și când a apărut ea? De unde, unde sunteți? Suntem, ne aflăm în raionul Ștefan Vodă, satul Olănești și a fost fondată în 2006. Avem 8 hectare de vișă de vie și toate vinurile sunt de pe plantațiile proprii. Cu ce vinuri ați venit la Ziua Națională a Vinului? Deci avem un vin alb, Chardonnay, un Chardonnay care este baricat 6 luni de zile. Și avem mai multe cupajuri de vinuri roșii seci, toate vinurile sunt seci. Și avem un cupaj care este cartea noastră de vizită din 4 soiuri, se numește Sinodre. Adică este din Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot și Pinot Noir.